Biblioteca județeană Ia Basarabescu își menține în continuare secția pentru copii în imobilul de pe strada Ștefan cel Mare, deși clădirea trebuie consolidată pentru că este veche și pune în pericol abonații. Momentan, secția pentru copii are aproximativ 1500 de abonați și un fond de 23.000 de volume. Anul trecut au fost achiziționate doar 30 de volume noi, iar alte 70 de volume au ajuns în rafturi prin donații. La bibliotecă vin 20-30 de copii pe zi și îmbucurător este că numai în 2015 s-au înscris aproape 250 de noi abonați. Ponderea cea mai mare a cititorilor sunt copiii preșcolari și de gimnaziu. Aceștia vin însoțiți de părinți sau de bunici. Ceilalți solicită diverse lucruri, în special beletristică. Secția din strada Ștefan cel Mare are subsecțiile de literatura română, literatura străină, depozitul de carte din domeniile reale, dar și biblionet. Secția împrumut copii deține și 4 computere. Sunt puse la dispoziția copiilor care nu dispun acasă de asemenea calculatoare. La sediul din Ștefan cel Mare, tot în cadrul secției pentru copii, poate fi vizitată sala Mihai Ion, amenajată într-o amintire a celui care a fost unul dintre directorii bibliotecii.